Bine v-am regăsit, fie că existați, fie că nu. Sper că nu v-am speriat. Azi voi vorbi despre existență, adică despre o noțiune mai mult filozofică decât fizică, legată mai mult de filozofie. Și din cauza asta nu vom măsura nimic, nu vom face experimente, va fi un clip teoretic. Sper totuși că nu vă veți plictisi. Dar pentru că nu-mi place să vorbesc despre lucruri la care nu mă pricep, și ce bine ar fi dacă ar fi asta o regulă pentru toată lumea, voi vorbi despre acele aspecte ale existenței care au o strânsă legătură cu fizica. Una dintre întrebările din genericul clipurilor care fac parte din acest playlist, adică din playlistul Lumea nu este cum crezi, este următoarea. Crezi că poți dovedi existența unui obiect? Ca să răspundem la această întrebare, ar trebui să definim existența. Dar n-are rost nici măcar să încercăm acest lucru, pentru că au încercat să definească existența cei mai mari filozofi ai tuturor timpurilor și n-au făcut-o cu prea mare succes. Sigur că există definiții, dar nu sunt unanim acceptate. De pildă, o definiție spune că existența este capacitatea unei entități de a interacționa cu realitatea fizică sau cu cea mentală. Numai că una dintre definițiile realității este suma a tot ceea ce există. Așa că n-am realizat mare lucru, am definit existența cu ajutorul noțiunii de realitate și apoi am definit realitatea cu ajutorul noțiunii de existență. Dacă vi se pare ciudat și poate chiar inacceptabil faptul că nu putem defini ceva, să știți că există multe alte lucruri pe care nu le putem defini. Mai mult decât atât, filozoful și logicianul de origine austriacă Kurt Gödel a demonstrat că însăși matematica este incompletă în sensul că există adevăruri care nu pot fi demonstrate. Deci nu numai că nu putem defini orice, dar nici nu putem demonstra întotdeauna un lucru, chiar dacă este adevărat. Limbajul și chiar matematica au deci limite. Și aceste limite pot avea mai multe posibile explicații. Una ar fi aceea că poate aceste limite ale limbajului și matematice ne arată că există limite ale capacității noastre de cunoaștere. Adică nu putem înțelege totul. Înțelegerea lumii este limitată la modul nostru de gândire, la capacitatea noastră de gândire. Altă semnificație ar putea să fie aceea că ne naștem cu unele noțiuni, poate că am putea să le numim forme ale conștiinței, ceea ce înseamnă că nu le cunoaștem prin experiență și de aceea nu le putem defini. De pildă, unii filozofi au susținut și încă mai susțin că noțiunile de spațiu și timp sunt noțiuni cu care ne naștem și care vor forma cadrul cunoașterii noastre. Sau poate că aceste limite ne arată că nu există o realitate obiectivă, ci doar o realitate construită în mintea noastră și din această cauză nu o putem înțelege complet. Ceva de genul creierul nu poate înțelege creierul. Pentru că unii spun că nu vom înțelege niciodată cum funcționează creierul, pentru că creierul nu poate înțelege creierul. Mai sunt și alte posibile explicații, dar toate ne arată că trebuie să există limite ale cunoașterii umane. Dacă vă interesează astfel de lucruri, trebuie să începeți să studiați o ramură a filosofiei numită epistemologie, care se ocupă tocmai de cunoaștere și de limitele acesteia. Dar să revenim la ceea ce nu putem defini. În fizică, tocmai noțiunile care ne dau cadrul oricărui fenomen, spațiul și timpul, sunt noțiuni pe care nu le putem defini.
Și s-ar putea să vi se pară ciudat că, deși nu le putem defini, le folosim ca mărimi fizice și avem și unități de măsură pentru ele. Dar nu este ciudat, pentru că faptul că nu le putem defini nu înseamnă că nu avem o oarecare înțelegere a acestor noțiuni. Nu e nevoie să explicați nimănui ce este spațiul sau ce este timpul. Dacă spuneți, de multă vreme nu s-a întâmplat nu știu ce, toată lumea înțelege ce vreți să spuneți. În esență, cu toții înțelegem același lucru prin noțiunile de spațiu și timp, chiar dacă nu avem o definiție pentru ele. Sau vă mai dau două exemple, de data asta din geometrie. Toată geometria pleacă de la noțiunile de punct și linie. Dar nu putem da definiții acestor noțiuni astfel încât să fie acceptate de toți matematicienii sau de toți filozofii. S-ar putea să vă gândiți că poate nicio definiție nu este acceptată de toată lumea. Nu este așa. De pildă, dacă spunem triunghiul este un poligon cu trei laturi, avem o definiție despre care nimeni nu va spune că e greșită. Poate că unii vor prefera alte definiții pentru triunghi, dar nu vor spune că aceasta este greșită sau incompletă. Și acum, ce legătură există între toate astea și întrebarea dacă putem sau nu să dovedim existența unui obiect? Răspunsul, pe scurt, ar fi acela că din moment ce nu putem defini, nu putem explica ce înseamnă a exista, e evident că nu putem dovedi dacă un obiect există sau nu. Dar să analizăm un pic mai în amănunt lucrurile. Filozofia ne arată că există niveluri de existență. Unele lucruri au o existență mai slabă sau mai puternică decât altele. De pildă, nu se poate răspunde cu da sau nu la o întrebare de genul există Sherlock Holmes? Pentru că el există ca personaj literar. Deci are un anumit nivel de existență. Sau întrebarea există sunetele? Sunetele sunt senzații. Senzațiile există? Așa cum am arătat în playlistul ce este realitatea, trebuie să vorbim despre două realități. Realitatea fizică, obiectivă, materială, cea de unde ne vine informația, și realitatea pe care o construiește creierul, cea din conștiința noastră, care este o reflectare a realității obiective. Evident că sunetele există în realitatea construită de creier, în realitatea din conștiința noastră, dar în lumea fizică, materială, obiectivă, acolo nu există sunete. Acolo avem doar vibrații ale aerului, unde longitudinale în aer, care dacă au frecvența cuprinsă între atâta și atâta, pot produce senzația de sunet. Deci, unele lucruri au o existență într-o anumită realitate și nu au existență în altă realitate. Dar se pune întrebarea despre care dintre aceste două realități, realitatea obiectivă, fizică, și pe de o parte, și pe de altă parte realitatea construită de creier, realitatea din conștiința noastră, despre care dintre aceste două realități putem spune că există cu siguranță? Păi nu putem să spunem decât despre realitatea construită de creier. Deci, la prima vedere, cealaltă realitate, realitatea fizică, obiectivă, nu este o realitate despre care putem afirma că există cu siguranță. În schimb, despre realitatea construită de creier, putem face această afirmație pentru că în această realitate trăim. Aceasta este realitatea pe care o cunoaștem. Este realitatea despre care știm cu siguranță că există. N-avem nevoie de dovezi, pentru că în ea trăim.
și ea se găsește, se reflectă în conștiința noastră. Deci prima concluzie este următoarea. Nu putem dovedi existența unui obiect în lumea fizică, deoarece nu putem dovedi nici măcar existența acestei lumi fizice. Unii spun că dovada că un zid, de pildă, există, este faptul că dacă dăm cu capul în el, ne doare. Dar acest raționament este greșit. Pentru că dacă creierul poate produce imaginea zidului în conștiința noastră, atunci poate de asemenea să producă și senzația de durere. Deci, încă o dată, demonstrația este greșită. Dar există un alt argument, mult mai bun, în favoarea ideii că trebuie să existe ceva în afara conștiinței noastre. Și anume faptul că putem afla lucruri noi. Cantitatea de informație din creierul nostru crește în timp. Sigur că mintea produce informație nouă și pe baza unor informații care există deja cu ajutorul unor raționamente. Dar nu la asta mă refer. Există și informații care nu apar în acest fel în conștiința noastră, de pildă informațiile pe care le căpătăm prin percepții. De pildă, am ajuns într-un oraș în care n-am mai fost niciodată și mă plimb prin centrul orașului respectiv și văd străzi pe care nu le-am văzut niciodată, clădiri pe care nu le-am văzut niciodată și așa mai departe. Această informație, cred eu, trebuie să vină de undeva. Și locul acela de unde vine această informație îl numim realitatea fizică, realitatea obiectivă. Aceasta este independentă de conștiința noastră. Și avem atunci a doua concluzie, și anume că nu putem pur și simplu dovedi existența sau non-existența unui obiect decât dacă definim întâi despre ce fel de existență este vorba. Și pentru că acest playlist se dorește a fi o colecție de materiale de popularizare a științei, vom analiza în final existența în lumea fizică, acum că presupunem că ea există, că este locul de unde primim informație. Așa cum am făcut și în clipurile o ipoteză despre realitate, vă avertizez că ceea ce urmează este doar o ipoteză și nu o concluzie științifică. Am arătat în playlistul Ce este realitatea că particulele elementare pot fi considerate informație și în conformitate cu ideile lui John Wheeler, această informație interacționează cu conștiința noastră și pe baza acestei informații creierul nostru construiește ceea ce se numește realitate. Ipoteza lui John Wheeler se numește chiar ipoteza universului participatoriu. Înseamnă că dacă vrem să găsim proprietatea fundamentală pentru ca ceva să aibă o existență obiectivă, de fapt trebuie să căutăm care este acea proprietate a corpurilor, a fenomenelor, care le permite acestora să interacționeze cu conștiința noastră. Pentru ca să apară această posibilitate de interacțiune între informația din ceea ce numim realitatea obiectivă și conștiința noastră, trebuie să existe o informație fundamentală care să definească și să dea regulile acestor interacțiuni. Această informație fundamentală este o funcție de stare foarte, foarte importantă în fizică pe care o numim energie. Deci, particulele elementare pot interacționa cu conștiința noastră pentru că au energie. Ceea ce înseamnă că realitatea fizică poate fi definită ca fiind suma a tot ceea ce are energie.
O variantă a acestei afirmații ar fi aceea că realitatea constă în tot ceea ce are masă. La prima vedere ar fi mai simplu să vorbim despre masă decât despre energie, dar la o analiză mai atentă lucrurile se complică de fapt. Pentru că există multe feluri de masă. De pildă există masa inertă și masa gravifică sau masa grea, cum se mai numește. Sau există masa care apare prin interacțiunea cu câmpul Higgs. Sau în relativitate există masa invariantă, care este masa unui obiect care nu depinde de energia cinetică a obiectului respectiv, și masa relativistă, care depinde de această energie cinetică. Deci, din această cauză, lucrurile se complică dacă vorbim despre masă, așa că prefer să rămânem la energie, cu toate că, în ultimă instanță, se pare că între masă și energie există întotdeauna o legătură. Concluzia finală este următoarea. Ca să putem dovedi că un obiect există, trebuie să definim întâi existența. Când încercăm să facem acest lucru, ne dăm seama că există, pe de o parte, mai multe niveluri de existență și, pe de altă parte, există existența obiectivă și existența subiectivă. Dacă acceptăm existența unei realități obiective, independente de conștiința noastră, atunci un obiect există dacă poate interacționa cu conștiința noastră, adică dacă are energie. Se pare deci că la baza tuturor realităților se găsesc energia și informația. Dar poate că informația nu e altceva decât energie ordonată, structurată. Și atunci rămâne un singur lucru, energia. Dacă ați crezut că existența unui obiect este evidentă și ușor de demonstrat, lumea nu este cum credeți. La revedere!